Salut, prieteni! La mine este cam întuneric, dar sper că o să mă vedeți. Dacă nu mă vedeți, e important să înțelegeți mesajul care vreau să-l transmit în acest video. Anume, în acest video vreau să vorbesc despre ce aveți de făcut pentru a fi respectați. Pentru că foarte multe mesaje am primit pe contul meu de Instagram, Eșenă Dan Memea, dar nu mă simt bine în clubul de prieteni în care mă aflu, în cercul de prieteni în care mă aflu, nu sunt respectat, simt că ofer mai mult decât mi se oferă și am decis să fac acest video. După părerea mea, pentru a fi respectat, sunt câteva lucruri care trebuie să le faci. Dacă o să le faci corect și o să te ții de aceste lucruri, te asigur că vei fi respectat. Dar de start vreau să vă spun că ce n-ai face, cum n-ai face, cine n-ai fi, nu o să fii niciodată pe placul tuturor. Așa că nu te stărui să fii pe placul la toată lumea, că nu o să-ți reușească. Nu cunosc nicio persoană, cine n-ar fi, vorbim de un președinte de țară, de un sportiv mare, de un actor mare, care să fie iubiți de toți. Așa că vom da start celor lucruri care le aveți de făcut pentru a fi respectați. După părerea mea, pe prima poziție este să fii tu însuți, să fii așa cum ești tu. Mereu să nu te stărui să joci un teatru, să arăți, să impresionezi lumea prin ceea ce tu nu ești. Mereu stărui-te să fii versiunea ta. Cum ești? Sincer și direct. Spune persoanelor pe nume lucrurilor. Spune-le așa cum este. Nu le promite un lucru și nu îl face. Pentru că trebuie să te ții de cuvânt. Dacă tu nu o să te ții de cuvânt, niciodată nu vei fi respectat. Ține-te de cuvânt, fii tu însuți și te promit că deja faci un pas foarte, foarte mare pentru a fi respectat de cei din jurul tău. Trebuie să ai o inițiativă, mereu să știi ce îți dorești, pentru că persoanele cu inițiativă mereu vor fi respectate, pentru că aceste persoane le putem numi ca capul. Ele vor fi urmate de alte persoane, așa că inițiativa este foarte importantă pentru a fi prețuit. Trebuie la fel să prețuiești celelalte persoane, pentru că sunt sigur că ați auzit aceste cuvinte, că ceea ce oferi, aceea ți se oferă. Sigur, nu este în toate cazurile, sunt cazuri în care tu oferi maximum și cineva nu te prețuiește sau nu îți răspunde cu acea monedă. Dar trebuie să-ți faci un calcul, dacă ai ajutat odată o persoană și vezi că nu te-a ajutat înapoi, dar nu e vorba de ajutat, este vorba despre respect, pur și simplu te-a respins, înseamnă că nu este locul tău acolo. Pur și simplu elimină acei ratați de lângă tine, elimină acele persoane și te asigur că se vor găsi acele persoane care să te prețuiască, să te respecte. Trebuie să înveți să oferi. Ce înseamnă a învăța să oferi? Noi, mereu, ceea ce primim, aceea trebuie să oferim. Este vorba, cum am spus puțin mai înainte. Dacă tu primești atenție, oferă acea atenție. Nu te gândi doar la tine, gândește, pune-te în locul acelorlalte persoane cum te-ai simțit tu dacă. Ai face, de exemplu, dacă vorbim de un ajutor, pur și simplu te-ar suna un prieten, l-ai ajutat și tu, când ai avea nevoie de ajutorul lui, ai ști că el nu are nimic treabă, pur și simplu se odihnește undeva și nu te-ar ajuta. Așa că învață să oferi ceea ce ți se oferă. Dacă ai făcut o greșeală în viață, nu trebuie să-ți fie rușine să recunoști, pentru că și liderii recunosc, fac greșeli, dar le recunosc și merg cu încredere mai departe. Trebuie să ai un scop final, pentru că dacă vei fi un lider, ca să fii respectat, trebuie să fii un lider. Vei fi respectat, dar trebuie să știi încotro te îndrepți, pentru că odată cu tine, tu o să iei alte persoane. Trebuie să ai viziunea deja clară. Eu mă îndrept în locul cutoare, pentru că oamenii, chiar și eu personal, chiar și alții, singur și voi, iubim și respectăm persoanele care știu ce își doresc de la viață, persoanele de la care putem culege informații. Nu-ți fie niciodată jale, dacă putem spune așa, să împărtăși cu persoanele ceea ce cunoști tu. Oferă maximul informații. Dacă tu cunoști ceva, un domeniu, o informație, nu o ține doar pentru tine. Dă acea informație lui cineva, dacă e din sport, de exemplu, cum eu cum fac. Din ceea ce cunosc, acest video nu este așa de reușit, dar eu știu ce am de făcut, poate cineva dintre voi își punea o întrebare. Stai că eu nu sunt respectat, din ce motiv? Acum ai auzit, stai că eu nu am fost respectat pentru că nu m-am ținut de cuvânt. Trebuie să te ții de cuvânt, trebuie să
să mergi cu încredere în scopul care ți l-ai propus, pentru că așa vei fi iubit. După ce ți-ai ai acest scop final, sunt sigur, dacă vei ține aceste cuvinte care eu am spus, le vei ține minte și le vei face, în primul rând să fii tu însuți, să nu minți niciodată, să fii o persoană care te ții de cuvânt, punctuală, dacă ai promis un lucru, fă. Nici într-un caz nu promite ceva și nu fă, pentru că acele persoane își vor pierde încrederea în tine și niciodată nu vor mai avea încredere în tine. Dar este foarte greu pentru a-și recăpăta cineva încrederea în tine. Ai nevoie de 10 ani de muncă pentru a munci pentru numele tău, pentru a fi respectat și poți într-o singură minută, pentru câteva cuvinte nefolosite la locul lor, să pierzi toată această încredere. Așa că fii tu însuți. Fii persoana directă, fii persoana care spui lucrurilor pe nume cum este, spune așa cum este, Dan, mie nu-mi place asta și chiar dacă se va supăra acea persoană pe moment, fii sigur că ea te va respecta, decât a juca acel teatru, decât a fi acea persoană fățarnică, cum s-ar spune, și așa și a vorbi pe la spate acea persoană, mai bine fii directă, spune cum este, mie nu-mi place lucrul ăsta de la tine, nu-mi place acesta, nu-mi place aceasta. Și sigur, acea persoană se va schimba și te va prețui, te va respecta pentru ceea ce ai făcut. Asta a fost tot ce am vrut să spun, nu uita ce ai de făcut și sunt absolut sigur că vei fi respectat dacă nu vei încălca ceea ce am spus eu. Nu uita să pui like la acest video, să te abonezi, să pornești clopoțelul, pentru că foarte curând, cum am mai spus, din Republica Moldova o să ne vedem cu mulți dintre voi, vom face videouri împreună și vom vorbi niște teme absolut foarte și foarte interesante. Aveți grijă și mult noroc!